pozițiile articolului 33, articolul 34, alinia 2, 3 și 5 și în baza dispoziției primare de comunitate numărul 66 din 12, a fost convocat pentru a să participați la ședința ordinară a Consiliului Local. După cum bine cunoașteți de pe convocatorul transmis, pe ordinea de zi sunt 9 proiecte de hotărâre. Proiecte de hotărâre care îndeplinesc condițiile de lege pentru a fi dezbătute în cadrul de astăzi. Prin urmare, dacă ne mai țin de alte proiecte de hotărâre care au fost inițiate în timp, cum a fost pentru ordinii de zi, așa cum a fost surprasă. Am uitat să precizez că nu va fost transmis cu materiale ședinței procesul verbal al ședinței anterioare, cel din 20 februarie, dacă sunt discuții la acesta, dacă nu, îl spun la vot. Nu, nu, discuții. Eu aș avea o rugăminte înainte de intrare în convocator, zicem așa, în temeiul dispăției articolul 133, aniatul 1, articolul 134, 26, aniatul 5, din ordonanța, deci scriem acolo, ordonanța de urgență 57. Alte... Domnul Ion, da? Asta sunt. Să nu o dăm acolo, din care lege. Din 57. Am zis, îmi cer scuze, am... Nu, probabil nu, la dat fotografie. Atât, dar... nu, nu insist, că nu trebuie. E suficient. Procesul verbal s-a aprobat. După cum bine știți, a fost ales președinte de ședință domnul Corcoman Gheorghe. Dar înainte, aș vrea să atrag atenția, dacă aveți un conflict de interese, să vă abțineți la vot. Domnul Bătură, vă abțineți la vot de la proiectul numărul 6. Cel cu... Ala cu servitutea având în vedere că sunteți beneficiarul lucrării. Îl invit pe domnul președinte să ia conducerea. Și înainte de a începe ședința, dacă îmi dați și mie voie să zic două cuvinte. Vreau să mulțumesc lui domnul Petrișor pentru buna intenție, că vrea să ne sprijine, ar putea, ce poate să ne facă acum, să ne, pe Facebook, să anunțe. Noi ne-am anunțat peste tot, dar cu cât anunțăm mai mult cu COVID-ul, o să fie mult mai bine, o să se... ducă vorba, să stea oamenii în casă. Noi, cum v-am anunțat, am făcut și ședința dacă Comitetului de Urgență, am implementat, s-au închis și, și înainte, poate am luat-o și înaintea guvernului, cu închiderea magazinelor, a restaurantelor și asta. Și o mai bună informare și un ajutor din partea tuturor consilierilor, că acum pe drum nu este indicat să merge, dar prin mass media și prin mijloace tehnice. Cu siguranță o să fie o rugăminte dacă se poate o persoană de legătură din primărie în cazul în care sunt informații pe care nu le găsesc pe site sau să fiu anunțat. Da, este și jurul care a afișat. Da, este responsabil. Da. Okay. O să iau legătura cu dânsa și păstrăm tot ce e nevoie. Da. Este anunțat peste tot și ăsta și este un de colaborare cu, am făcut cu doamna secretară cu tot felul de contracte de colaborare și primim veșnic, zilnic primim informații, le dăm mai departe. O mare atenție trebuie acordată persoanelor care vin din străinătate. Eu am fost sesizat de mai multe persoane că nu rămân la domiciliu. Da, dar vedeți asta... Aici trebuie o atenție deosebită. Aș vrea să ne faci o sesizare în scris ca să ne putem adresa vulnerabilitate. Noi, dacă vă uitați în procesul verbal, avem și două persoane care se ocupă în mod expres pentru treaba asta. Sper. Numai ei să fie înțelegători, că e bine de tuturor. Mă trebuie să înțelească de lucru. Trebuie să înțeleagă. Și dacă știe că o vecine este în garantie și o prăsărează, trebuie să anunțe lucrurile. Hai să dăm în ordine.
dat să ia popul și cu tot acum, chiar dacă vrei. Înțeles că și la Hâjă, la Rogeu. Am avut niște cazuri acolo. Ia duci pe ăștia cu oameni. Știu, știu. Acum, dar le-a luat ea la Hristos. Podreabă, podreabă. Oamenii, nu nimic. Acolo sunt două instituții. Și bătrânii și copiii. Dar te aduci în vacanță acolo și ies aia pe prunduri și nu respect să stea în casă, ne îmbolnăvim toți. Și mare atenție acolo, dar de vin, știu eu. Hai să intrăm, domnilor. Hai să intrăm la trecem la punctul numărul 1. Mie îmi pare rău că vă grăbiți, dar am vrut să vorbim la început, că la diverse toată lumea vrea să spus, să fugă, știți? Și nu e o chestie așa de oricum, știți? Adevărat, eu cu domnul Ursula suntem apropiați de vârstă, acum nu mai contează că ne ducem. Voi trebuie să stăm mai mult. Nu ne ducem, știți? Că ne-am trăit rai, ne mâncam în lare. S-au dus și ei între 3-4 de ani. Să știți că media de vârstă în România în Bolnăzirul de 41 de ani, de exact. Înseamnă că merge pe copelul... Nu, oare că nu e... Nu e media. Pe gal, pe cât de oai. Aia care nu stă în casă. Exact. 41 de ani. Oamenii în vârstă au înțeles foarte bine mesajul și cred că rămân la domiciliu. Tot cum ne-a spus cu aceea. Lipsa de educație. Degeaba rămân 9 inci dacă la 10 la rămân. Nu trebuie să iei. Trecem la punctul numărul 1. Domnul Băcaru. Aveți o să fac, dar... La favorabil. Știți cum fiți proiectul, ca să știm. Aprobarea documentației tehnico-economice, faza HP și a indicatorilor tehnico-economice, obiectivul de investiție, extindere rețea de canalizare, prodat pe satele, Poituț, Marginea, Bărbâi și Ferestru. Aveți o favorabil. Rugămintea mea ar fi, domnul primar, la proiectul ăsta să... Să avem grijă cu proiectul, să nu mai avem discordanțe, să se facă proiectul și SF-ul la fața locului, să nu mai avem aceleași probleme. Eu nu știu de ce puteți vorbi așa, că știți că am început de două ori. Când am început cu cineva, am zis că ar fi un conflict, ar fi ceva interes. Și acum ne judecăm cu respectiv. Dacă era un interes, nu aveam judecate. Au venit firme specializate, au luat toate înălțimile, am făcut SF-ul și acum trebuie aprobat ca să dăm drumul la proiectare. Pentru că dacă noi nu facem proiectarea, degeaba anul viitor, când începe finanțarea europeană sau ăsta, n-avem cu ce să ieșim la inventar și pățim cum am pățit cu PNDL-ul, că am pus numai studii de oportunitate, alții aproape au terminat la jumătate și noi suntem acum de-abia la stadiul de implementare, că ne izminte o grămadă de chestii. Plus că se muncește așa cum se muncește. Se mai... Cu atenție când se face proiectul, ca să nu pățim, că avem exemplu deci, la jitărie, acolo s-a făcut proiectul pentru deci, asfaltare și nu s-au văzut niște fărău care erau pe drum, adică... Deci proiectarea, deci știți cum se face, în mod primarul chiar nu are primarul, deci întocmește treburile astea, dar chiar nu are... Primarul nu are cunoștințe, domnule, nu are acces direct la achiziție. Deci primarul nu poate să participe. Alții din mai de jos își poate băga nasul sau că îți băgase în comisie în ăsta, dar primarul nu are dreptul. Cu toate că el îi devine pentru toate, știți? De-aia vă spun, să știți că eu chiar când apare câte o licitație, de fiecare dată trebuie să semnez că nu am niciun interes, că nu am nimic comun cu licitația respectivă și... Acestea au fost spuse, ce punem la acolo. Am văzut de ceva de spus. Nu, dar domnul primar, acum ce zice de SF? La jitărie nu se poate continua la începutul la asfaltarea acolo la Rivolaia. Că tot apa intră în curte la gospodare acolo. Băi, nici nu s-a terminat și vă s-a... Nu, eu vă zic că acum începutul care se face, trebuie de cupertat mai mult, dar ați fost la lucru fac acolo, ați văzut despre ce este. Băi, nu, și eu am fost, băi, nu cred... Păi tocmai zic, ați fost... să nu credeți că eu nu merg pe seara pe ăsta, că ziua nu pot să plec, că dacă plec de la primărie nu mai are sens să se plec, că eu nu mai las pe
Ok, dar până acum la primul sfânt, când pleacă în patru, se poate. Să pună cu toate că am lăsat șpatirul și mă duc seara, nu plătesc. Am văzut și șanțul. Păi nu știți că acolo unde e podul, să modific tu podul, am dispoziție de șanțul. Acolo se face un cămin, dar mie îmi pare rău că toți sunt constructori. Domnul Osoro, și uitați că este, a fost trei mandate sau patru mandate. Nu, dar se va face, așa cum nu este. Dar se face. Noi, eu ca primar, primar consult specialiștii și specialiștii vin și iau odor. Și eu atunci... Primarul în proiectare n-are nicio vină, domnule. Și atunci... Dar nu vorbesc de atât, spunând în general, nu se poate și e asfaltarea cum este acum, domnule. Băi, dar fac este proiectantul. Vă trebuie, dar trebuie cumva făcut și... Păi nu putem, de fiecare ori, nici nu ați văzut cum se termină, că și când era acolo la postul Blaști, n-ai ziceați, vai, uite ce aici, acolo. Ai văzut că acum ai uscat, că s-a făcut șanțul să preia, țeava aia se scoate afară, pentru că am fost la fața locului, dar nu te poate face acolo niciodată. Eu nu știu, tu ca consilier, dacă nu înțelegi treaba asta, atunci ce să mai alegem de să... înțelegere de la populație. Că fiecare constructor, nu vezi? Când le tai un copac, face scandal, că e copacul lui, dar ce s-a târnă deasupra drumului, nu mai e al lor. Și acum uite ce frumos că am tăiat și am cheltuit o grămadă de bani. Dar până nu ne-a pus ISU în vedere, până nu ne-a pus Consiliul Județean, n-a putut face, că toată lumea era cu fundul în sus, că așa suntem noi românii, în general. Nu vrem frumosul, e mai bine ce a fost vechi. Deci, acolo a fost, de aia s-a și întârziat, că s-a făcut dispoziție de șantier, care pe aia ne costă, pe noi, primăria ne costă, că fondul european, de la fondurile europene nu găsești bani mai mulți decât cât a fost alocat. Haideți să vedem, vorba de canalizarea de la Biserica Catolică în sus, spre Fierăsrău, unde în domeniul public, la nivelul șoselului național, nu mai există spațiu. Eu m-am împotmolit și am stat acolo, am rămas de la Biserica Catolică în jos este, în sus nu. Și trebuia să merg pe terenurile cetățenilor prin grădini. De aia zic să vedem. Domnul primar, dacă îmi permiteți, când am fost și eu puțin și am discutat cu cel care a făcut studiul de fezabilitate, sunt anumite zone unde se merg cu niște pompe de presiune, unde vine o conductă subțire, tocmai pentru că alternativă. Da, ca să poată să împingă dintr-un cămin, să împingă mai departe, cum e de la ferestru, unde e îngust. Că ați văzut câte probleme, am băgat niște stâlpi, a venit cei de la drumuri, nu s-a respectat niște distanțe, a băgat niște parapeți de apărare și a spart conducta. Nu numai anul trecut o dată, anul ăsta, da, că trebuie iară să modificăm, cheltuieli și ăsta sunt. Ușor l-am rezolvat și când asta s-a făcut studiul și trebuie să faceți, a trebuit să facem tot studiul 42 de kilometri, dar până nu ai proiectarea, nu poți să ieși la inventar să vezi de unde, pe interval să vezi de unde iei banii. Că toată lumea vrea, dar trebuie să ai studiul. Și indiferent cine o să fie primar, trebuie să o ducă la bun sfârșit, că este pe 2 ani făcut, nu mai poate să spună că nu-l fac sau nu ăsta. E o necesitate că n-am zis. Dar e o necesitate de că dacă nu o facem, intrăm în infringement. Dar uitați-mă, în ăștia 4 ani, n-am avut așa ploi puternici, dar lăsați curtea din pot în sarcina primarului să ocupe o leacă de barajul ăla de retenție la Hărzban. Dar rog că n-au fost ploi puternici, că s-a stricat tot acolo. Și săritoarele alea de pe fundul părâului, nu s-au pus. Trebuie pus în indicatoare pute cu pietre și nu se vină 20 de metri. Ceașul din beton. Nici acum n-a reușit să face recepția totală la podul la Călcâi. Toată lumea au condamnat că nu se face repede. Am sărit puțin calul, doar știți dumneavoastră că pe răspunderea noastră. Și acum mai avem încă o grămadă de hârtii de făcut ca să putem termina
recepția. Dacă terminăm recepția, putem băga banii, actele pentru primirea banilor de la Uniunea Europeană. Dacă am primit bani, atunci putem să avem bani să alocăm și acolo. Acolo este făcut studiu, e făcut... Aștept de la gaz, metan au făcut, au terminat apărarea... Le-am dat aprobările tot. Dar n-au terminat, nu? Păi nu, au terminat. Ca și, și ăsta, le-am dat aprobare tot și la podul pe aici, la Catarama, dar durează până găsește. De constructor a spus că n-are casetele de-a pătrate și a încercat peste tot, am zis, băi, noi ne-am luat de la Buzău, mergeți și voi. Da. Dacă nu trebuie, când le comandă, trebuie să stea o lună jumate cât până se întăresc, altfel noi le livrează cu certificat de calitate. Cu toate că toate actele sunt aprobate. Și asta vă dați seama, 42 de kilometri. Ați văzut când a venit și pe și de acolo, de pe margină, că nu vrem să facem. Se face. Actele pentru gazul metan sunt băgate din noiembrie. Dar noi ne-am rugat ani de zile. Punem, domnule, cere, puneți cere, ca să vadă, să poată să contribuie și del gazul. Că dacă nu avem cere, del gazul nu vrea să dea aprobări. Dacă oamenii vrea să dea bani, noi dăm drumul și să tragă. Da? Vedeți, unul dă, altul nu dă. Că așa se poate. Ghiță, dacă vrea, ăsta de la Poacă poate să tragă, să cheme toți. Oamenii punem bani, vorbim cu un proiectant și punem pe cont propriu. Ceea vasile nu costă, proiectul costă. Sunt niște astea, dacă nu e răbdare. Dacă e răbdare, se face. După ce terminăm asta, o să punem iară vreo 300 de mii și cu pași ușor sperăm să facem. Dar nu putem garanta că facem. Că, în primul rând, nu avem bani. Nu știu de ce crede că primăria are bani. Sau dacă dumneavoastră hotărâți în Consiliu să facem un credit la cei bani? Cine mai crede? Se poate, domnule, mulți au făcut. Ai venit, ai făcut un mare șantier pe comuna Oituz și după aceea dai fane din ăsta, pe termenul, că dobânda e foarte mică pentru treburi din ăsta. Era un proiect de lege. Dar asta este hotărârea Consiliului Local. Primarul poate să iniție proiectul, dar depinde de dumneavoastră. Eu unul aș face, sincer vă spun. Dacă nu se desfința fondul ăla de dezvoltare care avea două proiecte, am vrut să-l accesez pe ăla. Căminul se termină? Se termină. De ce ăla nu e nicio problemă. Ălea, când e gata, le dă cheia, ei lucrează. Ați văzut? Din fonduri guvernului, da? Da, cu CNI-ul. Deci să știe toată comuna că ăla s-a auzit o grămadă de povești. Ăsta bani aduși de la CNI, de la Compania Națională de Investiții. Da. Deci, ăla e un lucru bun. Și primăria Onești vrea să facă un cinematograf, să ne căjește de trei ani să ne căjește. Încă n-a primit, acum e vorba să primească. Și oraș, dați seama. Dacă sunt de acord, să supunem la vot punctul numărul 1. Da. Sunt puțin. Spuneți pentru ce se votează, ca să știe lucrurile. Am spus, am închis doamna. Dați pentru, spuneți pentru, împotrivă, abțineri, ca să știe lucrurile pentru ce ridică lumea. Am fost tot de acord. Am fost tot de acord. S-a spus proiectul 1. Se anunță, se votează pentru, se votează împotrivă, replică mâna, că știm cu tumă. Câți pentru, câți contra, câți sunt. E mai pentru extindere. Dacă sunt contra, abține? Nu. Trecem la punctul numărul 2. Proiect de hotărâri. Care lucru să privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru comunul Viețu-Bacău actualizat. Domnul Văcanu. E favorabil, nu?
Materialul n-am văzut și cu un plan. Nu era finalizat și poate să poți face pe soc. Chiar mă așteptam să-l cereți, nu mi-am fi cunoscut cu poliția. Da. Dar cam fiecare an știți că trebuie să se nu cred că interesul s-a schimbat mare lucru, în afară de componența comitetului. Deci ar trebui foarte bine. Procedural se cer. Să punem la vot. Pentru? Pro, contra. Ce ești? Pro, contra? Pentru, pentru. Pentru. Ai, nimeni să nu nimeni. E cum trebuie, așa, nu se poate pune. Mai treceți. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de închiere la exercițiul bugetar pe anul 2019, situații financiare aluate comunămatul județul Bacău. Domnul Condoriu. E venit rândul și rândul. Discutim? N-a fost la ei în comisie, da? Păi nu, de la... Nu, s-a discuțit. Atunci, punem la vot? Da. Cine este pe bun? Împotrivă? Da, ține. Păi, 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 da, trecem la punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării avizului de principiu pentru documentația US în vederea extinderii intravilanului satului Oituz, comuna Oituz, județul Bacău, cu suprafața de 6.000 de metri pătrați. Florin. Proiectul de agricultură aviz favorabil. E vorba de terenul de la Beaz, nu? Da, e vorba. Știți, de când s-a aprobat, așa durează. Durează ani de zile foarte greu. Dar e bine că s-a demarat și facem ceva pentru... Și în final o să avem foarte multe personale. Da, da, da. Și vece cum am dus. Da, da. Dar cine urmează? Cine urmează? Băiatul Francis. Băiatul Francis? Da. Are tot, are finanțări, are... Creează niște locuri de muncă. Spor la treabă. E important, dacă s-ar face, îți dai seama că noi avem multe produse naturiste aici. Acum, înainte să prune, berge, piersici, sunt toate naturale, că nimeni nu desfăcăște. Coarne, depinde ce e. Dar nu știu dacă l-a făcut cineva. A fost de sucuri. De sucuri, de sucuri, da. Da, și, da, și la urma urmei apa n-a fost bună. A încercat-o și... Să a mers pe timpul de ăsta, că era pompe acolo jos unui lacul, dar apa s-a luat analize nu-s bune. Și domnul Osolo și-a vrut că era o chestie bună, debit de apă aveam destul, dar când s-a luat analizele, are calcar nu-i potabil, are calcar mult, are nitrit, nitrață, o zicem că e limpede și ce bună, dar este foarte curată. Succes! Deci la proiectul numărul 5. Proiectul? El e președinte. Abține cineva contra? 4 noi.
Trecem la proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz de serviciu asupra unui teren aparținând domeniului public și a comunei Hoitus. Normal, nu avem de ce să ne opunem. Asta e ultima, trebuie aprobare și la extindere de curent electric și la asta toate trebuie să le dăm noi aprobare. Da. Noi, ca altfel, ar trebui să le facem noi. Pentru că le fac ei, poate da, e mai bine. Trecem la proiectul numărul 6, al proiect de hotărâri privind constituirea unui drept de uz și a serviciu de asupra unui teren aparținând domeniului public și al comunei Hoitus, în favoarea Delgaz S.A. Beneficiar Vântul Rănomită. Domnul Florin. Comisia de Agricultură a zis favorabil. Să punem la vot. Dacă sunt discuții, pun la vot, mai 14 voturi pentru și o abținere. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru gospodărirea și înfrumusețarea comunei Hoitus de subacru pentru anul 2020. Domnul Floroiu, domnul. Comisia pentru Agricultură a zis favorabil. Comisia de Agricultură a zis favorabil. Favorabil și economic. Domn președinte, aici dacă îmi dați voi, aș putea eu să zic câteva cuvinte, poate ajunge la populație. Noi pierdem foarte mult timp cu frumățesarea comunei, prin strângerea gunoailor aruncate de populație peste tot. Se fac și campanii cu voluntari de strângerea gunoailor. Populația nu știe sau nu vrea să știe că în dreptul caselor sunt obligați să-și curețe șanțul, să-și înfrumuțeze. Am mai făcut informări. Bine ar fi și pe linia asta să facă și toți consilierii informări și să sperăm că dacă facem canalizarea o să reușim. Acum am vorbit prin gal, a rămas ceva bani pentru trotuare. Am pus-o pe Emilia să vorbească cu nouul președinte de la organizația GAL cu fonduri europene. S-a schimbat, da, e o doamnă. Și poate reușim să luăm ceva bani, cel puțin unde avem canalizare, tot făcut de la biserică încolo, e un pas, dacă reușim să facem. Și să sperăm, dacă nu... Proiect ați trecut că până nu se trag gazele, nu se fac trotuare. Poftim? Aici în proiect ați specificat că trotuarele, după ce se trage conducta de gaz. Da, domnule, eu am zis unde e asta, că vin fondurile europene, că ați fost atent. Am fost atent, domnule. Poftim? Am fost foarte atent.
Când am propus noi să facem trotuarele, domnul Vici a spus că anul trecut până în toamnă trebuia să schimbe și conducta de gaz. Da, dar domnule, una e pe unde, eu am zis unde, unde avem canalizare, dacă erați atent. Eu v-am spus și sunt foarte atent, eu v-am spus de gazul de canalizare. Da. Deci când am propus noi la buget, dacă nu mă gândesc, anul trecut, să fie prinse și reparat trotuarelor, domnul Vici a spus că nu putem să facem nimic până nu se schimbă magistrala de gaz. Așa deci, ne-a motivat atunci. Deci la trotuare, eu dacă am fost atent, am zis putem încerca să aducem și bani, să putem face unde nu mai avem, unde avem totul, toate utilitățile bădate. Adică nu, e nonsens să lucrăm după aprobări și după toate astea, că e și șoseaua națională și de aprobări sunt foarte greoare. Și atunci să îl punem și la anul când băgăm canalizarea sau ăsta să stricăm din nou. Ați văzut cum a venit domnul Gogu să influențeze oamenii ăsta. Eu le-am spus adevărul, că și cu gazul poate să vină... Care-i Gogu? Poftim? Care-i Gogu? Ticu, când a venit să influențeze oamenii. Eu și dacă ar avea comuna Oituz, doi primari, unul pentru margină și unul pentru restul. Tot nu s-ar putea băga gaz în 2 ani de zile. Pentru că sunt aprobările care trebuie venite, concesionarea, uitați, s-a dat telefon, am mai vorbit și la Bacău, s-au trimis actele iară la Mureș, exact cum a fost la Ferăstrău. Câte telefoane s-au dat la Ferăstrău și era conducta data făcută, ca să dea drumul, niște hârtii să ducă la ANRE, la București. Așa a ajuns acum la Târgu Mureș trimite la ANRE București și după ce vine de acolo aprobarea, de-abia după aceea putem discuta despre extindere gaz. Și oamenii ar trebui spus adevărul, nu minți. Domnule, ce se întâmplă la noi în țară e ca la nimeni în altă țară. Nu știu poate așa ceva. Și eu, părerea mea e să le spunem oamenilor adevărul, să știe la ce se așteaptă. Pentru viitoare. Asta de, când se bagă conducta, vă spun, eu acum vă spun sincer, nu m-aș bucura să vină anul ăsta aprobarea de la concesiune, cel puțin concesionarea. După ce vine concesionarea, se înceapă proiectarea, conducta principală. Conducta principală ca să o bagi pe cel puțin până acolo și pe drumuri laterale, iară trebuie bani. Ați uitat de licența? Păi la licența tocmai de asta spun, Andereu, trebuie licența de distribuție. Eu mie îmi place să spun adevărul. Dom'le, dar avem un agent economic care distribuie gazul în comuna Oituz. Dar e făcut numai pe Oituz, nu-i pe comuna Oituz. Știu, dar... Dacă era făcută pe comuna Oituz, era o chestie, dar a făcut pe satul Oituz, așa a fost. Și acum așa trebuie să faci pe Călcâi, pe satul Călcâi, pe satul Margina, pe satul Hârja, pe satul... În 1998 a fost făcută. Da. S-a ajuns să facem pe străzi. Poftiți? S-a ajuns să facem pe străzi. Așa este, domnule, nu schimb eu legea. Eu vă spun cum este. Dacă dumneavoastră găsiți o altă soluție... Domnul primar, pentru viitorul lui să țină cont. Extinderea de gaz se poate face, asta depinde numai de bani, peste vale și pe Hăsma. Asta se poate face, extinderea, că nu mai depinde. Depinde de banii noștri și de cererile care s-au pus ca să putem să vină și Delgadul cu ceva bani. Pe Hăsma s-a depus vreo 3 rânduri de cereri. Dacă se depuneau cereri când trebuia, cereri să pun ca să poată să participe și Delgadul cu o parte a lor. Exact cum a fost la extinderea asta. Delgadul a venit cu 100.000, noi am venit cu 300.000. Pentru că au fost cereri. Dacă nu sunt cereri, zice, nu fac investiția. Făceți-o dumneavoastră și ne concesionați nouă sau ne dați mai. Eu am semnat la 3 inițiatori care au făcut cererea. Cu 3 inițiatori nu faci. Asta nu înseamnă aglomerare de ăsta.
Eu le-am spus la toți oameni să-i facem să înțeleagă, să facă toată lumea cere, că nimeni nu-i obligă nimeni să bagi gazul, dar să facă să vadă că sunt doritori. Și bagă când o să vrea. Dar dacă spune că dacă eu nu vreau gaz, atunci nu... Dar vor două dumne, nu vor gaz. Dom'le, trebuie să-i facem să înțeleagă că nu-i obligă nimeni după aceea să bagi gaz. Ne-am apătut de la ordine. Nu de cum e filmat, că atunci întreagă și bine, asta depindea și de bună stare a populației și de... Referitor la proiectul care ne este domnul mă atacă cu fiștia. Poate vom reclama la intrare noi doi. Domnule, am dat întrebați-o pe Juja Violeta câte hârtii, am zis, facem iară fără să avem... De timpul domnul Osor s-a băgat, am luat din urmă cu stema eraldica. Și ne-au trimis acum la Iași. Dar ne-am împotmolit la Consiliul Județean Bacău ăsta. Am dat la Bacău, Bacău ne-a trimis la Iași acum. La Iași n-am primit răspunsul. Dacă vreți să facem iară, că eu vă spun, domnul Cojoc a venit la mine în birou și a zis, ia uitați, eu vi-am învățat să vorbească. Sunteți și dumneavoastră ca primar, nu sunteți în actualitate cu stema, că uitați, aveți stema Românie, dar nu are deasupra vulturilor. Dar nimeni n-a zis că cele vechi nu sunt bune. Dar noi să critici, la urmă, nu s-a spălat pe dinți vulturul, știți? Cam așa este. Vă spun pe aia dreaptă. Și uitați, aici ne-am împotmărit. Noi putem să facem asta, dar am zis, hai să o facem că vine și stema, că toți au stema comune și ăsta. Eu i-am dat un Juja, putem să interpelăm pe Juja, pe ăsta, să vedem unde stau, că eu tot îi spun, da? De multe ori... Ar fi bine. Ce punem la vot? Să știu eu cine, dintre bunul omul despre tot. Abțineri contra? Curățenie referitor. Poliția locală mai activ, cu amenzi, pe om dacă rog de 10 ori, el de 10 ori aruncă gunoiul. Zice, dar nu-i face ca el. Dacă nu-i dă amenzi... Deci la diverse putem discuta puțin și aici, dacă nu vă grăbiți și pot, eu vă dau niște răspunsuri care depinde și de dumneavoastră. Are cu viața, da. Trecem la punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Comunei Mărtus pentru anul 2020. Aveți favorabil. Dacă sunt discuții? Aș supune întâi discuție și după aceea, dacă toată lumea de acord, aș propune un amendament. Cred că ar fi mult mai util în loc de cupă talus sau excavare, ca astea deja există, să aprovizionăm o freză pentru zăpadă. Freza de zăpadă la noi pe uliță nu șarge. Unde dai zăpada? Direct în mașină. Păi n-ai cu freza, e o zăpadă. Și se dă direct în pasul. Deci freza asta, aici pot să vă spun că am lucrat în domeniul și asta. Freza se pune în fața cupei. Dacă e zăpadă mare în față, mașina trebuie să aibă un ritm de mergere și asta și ea merge prin zăpadă, poate să patineze, ăsta din spate merge pe o scară buldo, dacă patinează intră în el sau o strâmbă sau asta și plus de asta ai mers puțin, iar stai. Eu am zis că freza este ăsta plus care se dă în stânga dreapta și poți când te duci pe stradă, dai unde mai ai, că și așa străzile sunt înguste. Și am zis, și aia de material, că aia o folosim și aia de material antiderapant, o folosim pentru că avem asfalt acum și nu pot să mai...
Asta, adică e mult mai ușor, ai pus cu sare că și-ai dat. Și ăștia banii, ăștia a trebuit să ne alocăm din toată lista, îmi pare rău că nu am adus lista, că așa a pus și ghiare din ăla de ridicată transparenții, dar a trebuit să le combinăm cumva să ne încadrăm în suma rămasă. Și am zis că așa era utilă și ocupă de șans. De aia trebuie zădeară. De aia nu faci un șans nou. Dar pe când cupa de talus, te pui de-a curmezișul și când ai dat odată așa, ai făcut șanțul rotund. Și o să vă spun că aproape jumătate din noi, dacă nu și mai bine, are șanțuri împietruite. Dar nu le-a mai curățit oameni. Da, și asta am vrut să spun. De la podul Hărți Madurului, până la Biserica Catolică, în partea stângă, Trebuie să înțeleagă că trebuie să-și curețe șanțurile. Ei le-au înfundat, ei să-l desfunde. Dacă mașinile este care stau marcate zi și noapte pentru întoară și n-au oameni să meargă, ce facem? Noi am pus pe Iisus să-i anunțe cu poliția, să-i anunțe și poate să vă aduc oameni când căram cu bolul, a sărit la șofer și a zis că-i sparge geamul, căram pe uliță, a parcat mașina și n-a vrut să o bage în fiul. De ce? Dar e drumul nostru. Poliția locală să spie adică, nu-i treaba noastră, că e urât care spus la muncă. Și la magazin aici, la centrală, că trebuie făcut ceva, să se poată parca materii ca lumea. Parcarea aia trebuie betonată, cumva. Da, aia este într-un proiect care, dacă terminăm, ăla că o făcute, o să-l continuăm și proiectul respectiv, că trebuie făcut. Proiectul, că așa, nu facem alte proiecte până nu le terminăm cele aprobate de lumea noastră. Dacă aprobăm tot, aprobăm, rămână la urmă și iar vine Curtea de Conturi și ne sancționează, că deci nu le-am dus la bun sfârșit. Dar și dacă n-ai proiect, nu poți să faci lucrare, tot iar e prost. Și la intersecții la Birti, staționează mașini de, la mai puțin de 5 metri de intersecție. De... Acum deja poliția locală a intrat prin subordinea, a intrat sub ordinea poliției statului. Da, poliției statului. Haideți la diverse de astea locale. Haideți trece la proiect inițial. Păi la vot. Să punem la vot proiectul. De hotărâre forma inițială, da? Forma inițială, da. Învățați. Și tu? Toată lumea. Da. Sunt fonduri europene, nu mi-a făcut. Sunt fonduri europene, tot ca să le pierdem, știți? Vezi, domn Petrișor, s-a învățat lumea să totdeauna să te abții sau să... Păi surprins, domnule. Dacă surprins. Trecem la proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune și lucrări de interes local, ce vor fi efectuate în anul 2020 către persoanele apte de muncă în familie beneficiare de venit minim garantat. Domnul Condoiu. Dacă sunt discuții. Dacă s-ar urmări planul ăsta, este întocmit foarte bine. Foarte bine. Poate urmări realizarea lor. Eu aș mai veni acum, puțin așa, o discuție. Dumneavoastră ați putea să faceți un amendament ceva, în piața închisă. Ar putea domnul Fistro să se ocupe. Dar el se ocupa și până acum, l-am văzut de multe ori. Mergea el, dar nu avea direcții, se dădea. Ar trebui să dea Fistoș ca să poate să se administreze puțin, cam cum făcea Bombonel. Pentru că
domnul vice, având prea multe, poate nu reușește să urmărească. Că acolo și eu chiar simt... Cine te-a ajutat, ce vice? Ar trebui ajutat, mai ales că acum nu are piața. El, ăsta se adune să vină să discute cu domnul vice, ce am avut, să discute cu mine. Păi o să dureze piața, o să fie închisă, dar el oricum făcea treaba asta, dar să putem să-i dăm în sarcini, cu dispoziție. Amenajarea când începe la piață? Am modificat atunci articolul 2. Deci, de acum am semnat hârtia pentru, pe mediu, pentru dezbatere publică. Pentru mediu și acum cum a terminat Cășuneanul de asta, să fotografiem ca să-i dăm în doamna Babiuc, ca să meargă la drumul național, că nu ne-a dat aprobarea. Restul se putea scoate la licitație, că am vrut să aduc un din afară să scoată la licitație, dar erau aproape toate formalitățile făcute, toți pașii, dar mai trebuia. Și atunci am zis, n-are rost să mai dau niște bani dacă aproape toate demersurile sunt făcute. Numai trebuie de la drumul național și asta de la mediu acum... Și drumul din încurc, dar trebuie insistat, trebuie asupra ce nu te reuși. E, dar după ce am dărâmat, și noi, vedeți, a trebuit să dărâmăm toate astea. Arată urât acum. Arată, dar până nu dărâmat n-a vrut. Așa este. Așa n-a vrut să ne dea. Nu, eu aș fi vrut să merg în paralel, așa, de am vrut, așa, și acum acum 2 ani. Banii noi avem, banii fondului. Da. S-a lucrat pe tot. Trebuie trasat sarcini responsabil de la piață, dar și comercial. Așa cum găsesc piață, așa s-o lasă. Dar nu mai e piață, domnule. Dar momentan e la față. Nu a fost piață. De exemplu, toate hainele pe care trebuie, în piață, grăbe de haine, le dă focul pe acolo. Dați seama. Vedeți, o să putem, ei plătesc o taxă de funcționare. Să lasă curat putem să le punem la cei care fac și o taxă de salubritate. Dacă lasă migerica, mine doar îl mai plătești pentru asta, pentru gunoaile care le trebuie. Nu trebuie să facem curățenie, că am peste tot în piață, oricât vin și alți oameni și ăsta. Și mai e o problemă. A căzut tot gata jos. Știu. Asta înseamnă investiție. Știți că s-a făcut odată, e urât, știți că s-a făcut odată să facem tot gardul, dar acum se dau înălțimile, se dau tot și dar poate după următoarea exercițiu. Trebuie bani, știți? Se poate începe cu gardul ăla că te viață. Doar să facem o reparație, dar acolo, după mine, când se facă înălțime, ar trebui făcut. Ar trebui făcut ca lumea, ca să... Dar nu s-a făcut. Nu s-a alocat bani pentru asta. Acum, oricum, e în șantier, o să se stea și acolo... Din scădură nu mai merge. Nu mai merge. Asta și cu ziua asta. Șase de sărbici. Oricum, am luat la cunoștință, o să vedem... Adică, mă vedea la variantă. Exact cum că dat un proiect. Dar când facem de la trebuie să găsesc o soluție, să mergem pe reparații cumva, că dacă mergem pe investiție, o să dureze o grămadă. Nu merge. Reparată 3 ani. Da. Și să căutăm pe reparații, să facem cumva. Și cu aprobarea dumneavoastră, vă dăm pe reparații și gata. Asta e singura soluție. Dacă nu o să fie fabrica, faci și o curte la gardul, nu la fabrica. Până o să fie fabrica. Dar fabrica nu. Deci fabrica, gardul, oricum la piață este prevăzut gardul la piață, dar numai în cinsta pieței. Domnul Dorel discută despre șanțul cu drumul. De asta, de gardul cu drumul spre stadion. Da? Ăla, eu știu despre ce discută. Da, da. Putem să-l facem pe repartare. Da. La piață. La piață să faci gardul sau să duci mai încolo un pic? Ce? Parcarea de mașină. Parcarea de mașină, dacă se face asta, nu se mai face parcare. Cam ieși în fața... Să se facă pe partea între gard și alee. Deci se face un circuit, să intre... Deci iau venit cu statul de la alee în dreapta. De la alee în gard, nu e nici în altă. Deci de la alee în dreapta. Da. Dar supune...
și punem la vot. Că mă articolul proiectul de hotărâre cel mai inițial, da? Mai inițial, da. Pardon, Sunt niște moduri în semne de gare. Care s-a cumpărat. Poate cu adevărat. Este atât de ușor să spune, se poate cumpăra. Totul depinde de noastră, dar depinde și de bani. Știți, se poate schimba. Știți că ați votat bugetul. Bugetul s-a întins pe 2 ani. A făcut lucrări multe anuale. Credeți-mă, cum am spus de 1000 de ori. Aș fi făcut din noi toți un șantier. Dați-mi bani și deschidem șantierul. Unde sunt banii? Ce faci? Păcat că n-am început pe Nideleu până acum, știți? Că uitați și grădinița de peste vale, arhitectul de avea cum s-a vorbit cu arhitect. Vom vreo răbire, domnule. Da. Te-ai blocat acum, domnule, poți să pun la anul. După cum știți, la Apa Canal, de-abia azi a însemnat pentru unul să participe la licitare. Nu se știe dacă ea, dar ăsta a mai participat la mediu și n-a luat. Acum nu știu ce de zis. La concurs. Deci, de la mediu de 2 ori a scos la asta, s-au înscris vreo 5-6 și n-a luat niciunul. Până mâna să înveți. Da, dar domnule, eu vă spun cum este. Acum, dumneavoastră, dacă intră unul mâine, o să spuneți că ce e în comisie, domnule, așa este. Așa. Problema la Apa Canal este foarte gravă. În primul rând, nu avem să și stau fără bani, adică nu poate, chiar dacă ar avea bani, nu poate să-și ia salariul, că are ce să semneze. Și nici de la primărie nu poți să pui pe cineva să-i țină locul francez. Deci asta trebuie urgentată. În al doilea rând, serviciul Apă Canal este sub ordinea Consiliului Local. Și indirect este sub ordinea mea. I-am spus cu doamna Maxim să domnul Popa să semneze zilnic condica la venire și la plecare. La plecare niciodată nu o semnează. Am întrebat-o pe doamna în anumite zile, când am avut timp, domnul Popa unde e? Ce face domnul Popa? Zice, domnul Popa nici nu trece pe la mine, nu știu ce face, nu știu unde se duce. Domnul Popa, când are de făcut, noi am votat, știți prea bine că am votat de acum acordările să se facă, am dat și un preț pentru o racordare, pentru un ăsta, să se facă de către Apă Canal. Când vine cererea, domnul Popa și-a concediu și face racordările și nici cel puțin nu vine să vină cu omul, hai semnează contractul. Știți? Nu vrea să se ducă pe la cetățeni să verifice, se fură foarte multă apă. Asta este una. Dumneavoastră trebuie să luați o hotărâre ce să facem, dacă vreți, dacă nu se cum. Că el nu vrea să asculte. La un moment dat, domnul vice poate să le confirme, când l-am pus să semneze, a zis, ies eu la pensie și vă aranjez eu pe voi. Eu știu, nu știu cum ne aranjează el pe noi. Că-l punem la muncă, probabil. Eu, mie îmi place să spun adevărul, că n-am absolut nimic. Dacă muncește și ăsta, foarte bine să muncească și ăsta, dar el ar trebui să fie în fiecare dimineață la doamna Maxim, că după domnul Boacă este doamna Maxim care coordonează și să dea și un raport de activitate. El n-are ce căuta
nici la mine, nici la vice, ca să-l trimită la treabă. Că noi nu e sub ordinea nici a lui Bodea, nici a lui Bodea. Nu mai poate să-l controleze, știți? Păi e sub ordine tot serviciu, tot serviciu, știți? Serviciu apătanat. Serviciu apătanat. De exemplu, o soluție a unui mar celebr în care ne-a oastră să conduci serviciul ăsta timp când nu are conducere, pentru că altfel rămâne așa. Sau să facem ceva. După aceea, uitați, s-a expirat, a fost aprobare pentru apă, la apele române, numai pentru ciușmele. S-a expirat acum contractul cu apele române. Acum trebuie să facem un alt contract, un aviz, și avem o problemă. Pentru că nu suntem proprietari a terenului, plus eu nu pot să mă duc acum să cer la Ocol, la Tornator, zona de protecție. Cere o zonă de protecție mult mai mare în jurul bazinelor. Și dacă nu, Tornatorul nu mi-acceptă treaba asta, stăm așa și riscăm să închidem, pe lângă faptul că nu putem face modernizarea, riscăm să închidă apa. Și nu știu dacă se închide apa, populația, vă spun, când se oprește și se sparge, numai la ferestră, două, trei zile s-a spart, suna telefoanele la vicile, la mine, la peste tot, ce-i cu apa, ce-i cu apa. Că fântânile s-au secat aproape. Nu le-a mai întreținut nimeni. Dar și 10. Acum trebuia deja să vină de la Iași pentru modernizare. Știți că am semnat niște bani pentru modernizare și extinderea apei, unde s-a cercetat și cu asta, să faci un studiu geologic acolo unde a fost prima dată. În principiu am vorbit și cu domnul Butucaru, vrea la schimb. Ne dă terenul unde a fost, dacă cei specialiști spune că acolo există apă, sunt de acord. Dincolo a scos la vânzare, domnul Hebler are acolo teren, restul terenului, a scos la vânzare. Acum, când o să vină proiectul și studiem și vrem să cumpărăm, asta rămâne, n-ar fi o sumă mare. Și atunci s-ar mări și zona de protecție, știți? Eu vă informez ca să știți, să aveți timp să analizați pentru... Dar Negru Ponti ce-a mai făcut cu orice cu donația aia? Deci donația este într-o săptămână, într-o săptămână este de la OCPI, cadastru. Domnule, eu le-am dat teren, am două terenuri, terenul dumneavoastră care l-ați cumpărat pe timpul dumneavoastră și am mai cadastrat eu unul. L-am dat la schimb. Sunt de acord. Dar a dat la evaluator să vadă, să facă evaluarea. Și ceva în documente există. Îmi pare rău că nu-i nimeni când a fost la ședința cu Ocolul Silvii. Acolo a dat telefon și zice, în documente există o neregulă și le-a dat la OCPI să o rezolve. La proprietar. Dar din partea lor. Din partea lor. Și nu poate să evalueze până nu are înscrisul ăla în carte. Ce a fost de acolo de Gronpondi? 59 de hectare. Păi, 59 de hectare, 59 și aproape 60 de hectare. Ei sunt de acord. Nu avem problema cu tornatorul. Păi da, domnule, și acum eu vă spun, noi trebuie să o luăm cu pași ușor, facem întâi cu spațiile alea și după aceea putem... Dacă suntem dispreți, putem discuta și cu drumul. Dar întâi sunt de ăla, știți? Că dacă vrem totul deodată, până la urmă nu o să luăm mai nimic. Asta e părerea mea. Dumneavoastră sunteți majoritatea care... Domnul, dacă facem o promisie și îl chemăm pe domnul Popică, poate nu vrea să mai lucreze. Chemați-l, deci de aia eu vă rog să-l chemați, că știți cât de greu se poate da un om afară. Păi da, dar dacă nu mai vreți să mai lucrez... Doamna i-a făcut că nu semnează cu unde, că i-a făcut un referat. Pentru întreprindere, dacă se face un referat sau două, sau treimea... Eu i-am spus și de când i-am spus, nu mai vrea să vorbească cu mine. Mai nu, colește-mă... Dar nu vrea să mai lucreze.
Dar e păcat să nu mergem pe la case. În locul lui Franții, specific că zic. Păi dați, acum iară, până mâine este ultima zi de deput. Pentru că nu-i lipsit de interes în postul ăsta. Mâine e ultima zi de deput. Am scos a doua oară. Am mai băgat și unul care, și cu mediul, că nu se înscrie. A venit unul care are agricultură. Dacă nu este, o să scoatem unul care, pur și simplu, inginer. Să nu mai scrim acolo că e inginer de construcții, inginer mecanic sau pur și simplu inginer. Totuși ar trebui cineva în domeniul domnului. Ar trebui, domnule, dar dacă n-a venit domnul domnule, dacă n-a venit, până la urmă îl ajutăm, îl ăsta, dar să vină, că nu uite, nici doamna nu poate. Nici doamna, pentru că toată lumea au zis ce au zis și e un serviciu destul de greu. Nicăieri nu e rentabil. Adevărul că nicăieri nu e rentabil. Și uitați, la Onești, ăsta e un om, are un serviciu un din alte părți rentabil și a reușit să ia fonduri europene, dar încă pe Onești nu merge pe rentabilitate, Raja. Dar a reușit să ia fonduri europene, el, Raja. Și după ce modernizează de nu se mai sparge, o să treacă pe profit. Au rezolvat-o și cu contuare la fiecare casă, au pus contuare. Au serviciul lor unii, nu, nu, au contractul Lașa. Lașa ăsta e la Constanța, e o firmă foarte mare, care în zona Constanței are profit. Și profesioniști. Și profesioniști. Dar Crapul Bacău a renunțat la Onești. Nu, că ce se întâmplă? Crapul nu a renunțat. N-a vrut să facă, a făcut licitație și au câștigat ăștia. Frumos, domnule, dar dacă e până la punct dată și spune la frum, trebuie să le dăm și capul, ca la cine, și dăm barajul. Păi da, dar după ce se întâmplă, e dat. Și domnul Osolo și-a vrut să pune, dacă da, dacă n-a fost proprietar, nu-i vrea. Dacă se finalizează? Dacă se finalizează, eu vă spun că ăsta ar fi cel mai bun. Cel mai bun, că atunci ăla că vine nu mai discută, că nu se mai ia nici politic, bă, că primarul, exact. Că primarul mi-a oamenii tot ce a făcut primarul mea, că ea primarul mi-a făcut, că atunci nu mai, ca și cu gunoiul. Oamenii nu înțeleg că gunoiul noi nu am casă în bani. Vă spun, anul ăsta noi, dacă din septembrie mai avem un ban pentru gunoi, pe mine să-mi tăiați gâtul. Vă pun ăsta. Și numai eu știu cât te face, numai câte cerere am semnat, vin oamenii cu tot felul de hârtii în spate, netraduse, în spate, la agricultură se fie că s-a retras din ăsta și plătește jumătate. Dar gunoi se duce mai mult. Și vă spun sincer, l-am rugat pe domnul vice să organizeze. Văd că a fugit. De-aia se grăbeau la proiecte. A sunat telefonul, domnule, se grăbeau. Și vă spun, l-a rugat că are și dispoziție, când vine cei cu gunoiul, să pună și poliția și tot, să urmărească cum fac și la alte primării. Nu face, nu știu de ce. O să-i dau încă o dată dispoziție, o să iau din alte sarcini. Poate i-am dat prea multe, știți? Nu, acum, sincer. Are și domnul Vici, care lui și de-aia, e greu. Da, are domnul Vici și de rezultat. Da, domnul Vici, dar trebuia să-i zic când era prezent aici. Dar eu am zis, eu nu știu că a plecat. Zis la început. Nu, dar vreau să spun. Poate nu știu că e solid. Și eu la aia m-am gândit, acum, sincer, la aia m-am gândit. Că tinerețea învinge, am zis eu. Da? Cam asta, dacă vreți, vă scuzați că am vorbit poate mai mult, dar am vrut ca o informare. Ca o informare. Gata, hai să punem cu deosebatul nou la lucru, la treabă. Deci, domnule, dacă vreți cu punctul escavatorul, deci aici eu i-am pus în vedere, deja au fost trecuți ca șoferi, nu ca muncitor. Acum Gianina a observat că sunt crescut ca șofer, nu ca muncitor, și acum trebuie să-i ducem la analize medicale pe toți, să fac analize ca șofer. Ei au mai fost trimiși la analize și au făcut pe nebune. Adică a zis că se duce, n-a urmărit nimeni și nu s-a dus nici Loioș, nici domnul Ghiță. Aia au uitat de... Da, și acum a venit doamna Gianina și a văzut că nu are analizele, are numai astea periodice care le facem noi, dar nu ca șofer. Și acum a semnat și o să le dea dispoziție direct să-și facă analizele. E păcat să țin mai așa. Și eu am zis, știți de ce nu l-am păcat? Am zis să vină și
și lama și tot, și când o dau în primire la un, la un mecanic, să-l dau, dar nu avem postul. Nu avem postul și acum trebuie să vedem ce facem. Cu unul din doi, eu i-am spus să alegeți unul din doi. Tocmai de asta v-am întrebat, știu cum este postul, ce soluție aveți? Deci asta e soluția, când vine ăsta și între timp să rezolv unul din ei. Domnul Neniu, dacă are ceva de spus. E o scrisare lăsată la dumneavoastră la primărie și cetățeni din satul Hârdia, vis-a-vis de repararea unei intrări la uliță în zona Dascu, dacă vă știți poziția. E a treia uliță de la stânga, de la biserică, pe stânga. Pe ulița care merge la Părintele, poftim, ca să vă dau o comunicație mai... Da. Acolo, eu o scrisare depusă să se reparăm intrarea podului. Deci au ajuns, sunt pregătiți. Deci am dat, deci s-a câștigat licitația la podul ăsta de aici. Da. Și am trei țevi la podul respectiv. Că am vrut să pun o țeavă care a rămas de la trecere, dar sunt prea mari țeava alea. Deci ar avea o țeavă ei. Da. O țeavă mai mic, un tub de 400, cred că de, eu am o țeavă cam de 600 aici, țeavă de... Bine, e bine mai mare, dar să n-ați deasupra drumului, că vine la asta. Și acum a zis, Marius a zis că de luni începe activitatea aici, că vreau să încep cu fondul ăsta de aici, care e din fonduri locale, cu teurile alea care sunt în ăsta. Că degeaba fac peste tot cu poduri mari și aici au rămas astea trei țevi care înfundă. Se înfundă mereu. Și atunci începem cu podul de aici și rămân alea trei țevi. Știu, trebuia duse acolo. Da, deci știu despre ce e vorba, dar că sunt sparte datele alea și, deci asta și mai este... Dacă începe, cum a rămas o țeavă, cum am pus-o acolo, tai la 4 metri să fie mai lungă și fac și capete. Domnul primar, dar acolo din curbă trebuie decomandat când a făcut evit sau în curbă s-a rămas culcarea. Din curbă trebuie decomandat și șantul. Da, nici din curbă, ca să continui. Da, ca să pui ceava și șantul. Acolo e o femeie și unde ăsta, unde sunt alea de gunoi, este și acolo trebuia făcut o platformă, ceva. Nu, dar e bine, acolo e și o țeavă mai îngustă. Era un nisip care nu s-a presat și se trage foarte greu. Dar acum e bine, acum s-a ajutat acolo, dar nu mai fi podul care trece în podul mării, cum zicem noi, deci care ce spre istoria. Domnul, nu e numai ăla, este și ăla la Margareta, am zis când începe Marius asfaltarea, fiind aici, atunci ca să ne coste mai puțin, că noi când am făcut cu șapcă cere, profită că e singurul pe zonă și cere cât nu face. Mutarea utilajului pentru mutarea unui utilaj acolo și pentru o mașină din asta, ne ia o grămadă de bani. Și acolo se poate turna practic și manual, cum se făcea înainte, domnul Ionel știe cum se făcea, se punea niște scânduri, să trăgea, să cilindra. Putem duce un cilindru mic, trebuie curățit și să... Ăsta, că ne costă podul, că am putea pune asfalt, dar ăsta, beton, dar oamenii n-au răbdare ca să se usuce betonul, știți? Că dacă am avea o rută de circulație a oamenilor, ar trebui să stea 2 săptămâni și betonul e mult mai ușor. Asta este pentru platformă, dar la picioare ce putem? Ar trebui să aducem un ghiraș, că e păcat, acum aia v-a scăzut de mult prost. Picioarele sunt descoperite, sunt pățina încălcâi. Nu știu, la picioare... Și tot e bine să intrăm cu un ghiraș, că abia să discutăm și cu generabile române. La picioare am discutat și putem să ne îmbrăcăm puțin cu cât de la picioare am discutat, aici trebuie numai cu avizul unui specialist, ăla trebuie să dea, noi nu putem. Ce am adică, e păcat să se lasă, să tot lăsăm să se trebuie modificat. Da, dar aici știu, dar aici trebuie un specialist, trebuie atunci să vedem, să vorbim din iulie, când să punem bani aici pentru proiectare, că trebuie să vină un specialist și după aceea să... Că nu merg. Un metru jumate. Nu mai lași cu utilajele noastre, dacă reușești să îmbrăzi. E super suficient. Nu mai voi interveni, uitați, interesați, nu avem voie intervenții. Eu m-am interesat, hai că trăiesc și cu covorul la asfalt, când pune mă, ca o reparație, știți? Dar până și asta la poduri,
nu avem voie. Deci numai cu acte în regulă, dar un covor asfalt se poate, dar în restul, la structură, la asta, numai după ce își dă un specialist. Deci doamna peste Vale vrea să intervine. Este o familie care vrea să-și tragă apă, are luat materiale, dar vrea toate astea să iei cineva să-l și lege la apă. Nu știu în ce măsură se poate... Eu sunt de familie. S-a făcut iar și anțul și a zis că... Da, și mai este și acolo o problemă. A zis că se... O femeie care zice că e neamțul dumneavoastră, nu știu ce... S-a rezolvat, domnule, s-a rezolvat. E trecut asta. E rezolvat, treaba ieri s-a rezolvat. S-a rezolvat ieri acolo, da? Da, o să analizăm, să vedem cu cioară. Da, deci, dacă vreți, mergem la plus, că să vedeți cum e însă, că eu m-am interesat. Oricum a rămas ca în momentul când începe mare și la prima asfaltare, da, să mergem cu o mașină, curățim cu chercherul cu ăsta, dăm o emulsie și, da, și tragem. Da, și trafic acolo, hai să ne întrebăm. Nu? Nu, eu. Hai să ne gândim că din bolnăvim. Domnul Gurea, nu pare că vrea să vorbim. Nu, domnul, o să zic și eu două vorbe. Domnul Sandu, eram spus înainte. Fiți respectuos. Fiți Sandu, dacă... Am rugăminte la autorități, dacă cumva devine aici la Pudreanu, este carantină, să anunțați cele două instituții, azilul de bătrâni și cu copiii. Să știe. Să știe. Dacă tot e pe subiect, o să zic și eu ceva. Da, sigur că doar... Rugămintea, vreau că nu vreau să vină, dar nu are de să veniți, că am din subiectul COVID, am văzut pe hotărâre că poliția locală monitorizează persoanele la domiciliu. Să acorde o mare atenție, pentru că vor fi, dacă cineva este infectat și circulă pe drum, toată comuna o să riște să fie contaminată. Știți, a fost și poliția la ședință, normal, monitorizarea lor o face jandarmeria. Așa au zis. E cine? Poliția. Poliția. Dar din ce am văzut vor fi... Și jandarmi. Da, ei vor fi în subordinea poliției. Și poliția locală este subordinea poliției deja. Da, pasează și subordinea poliției, dar supravegherea este în ordinul jandarmilor. Dacă ați observat pe drum, trec trei coloane de mașini și în față este poliția, dar în față automat jandarmeria, că el e răspunzător. Direct. Am discutat treaba asta, normal noi avem un număr, am făcut, doamna Clarisa poate să vă spună, am făcut un protocol, ne-a dat numărul unic unde putem suna în caz de ce, putem să-i anunțăm, am dat și la ISO, am dat și la asta persoane de la asistența socială care poate să interacteze, să știe. Dar nu mă problema e că distrarea care primim noi din punctul meu de vedere nu s-a actualizat la timp, pentru că eu știu sigur cazul concret în care stau în autoizolare și nu-s trecut în lista aia, deși lista e venită de ieri și persoanele sunt în autoizolare de câteva zile. Nu știu ce... Sunt actualizate. Da. E haos din punctul meu de vedere. Îți depășiți. Totuși se bucurăm, la nivel de acolo avem niciun... Dar vom avea, că au venit. Nu mai ai așa dat. Avem, Da, știți ce se întâmplă? Are un copil. Oamenii care vin din zona deja-i bată ca suspect. Dar nu le-au făcut analizele. Are copilul acela de la noi de aici de un an. Și mai ales persoană care e carantinată în București, dar nu știu ce aspirația lui de spune și figurează în părere. Putem face
face și o achiziție directă, dar nu vrea să-mi prea mulți care asta le fac. Domnul Corcoman, hai să închidice. Trebuie de marge, este problema. Trebuie de marge, am două picioare. Dar bine că nu s-a dat niciun bani. N-a respectat proiectul. Hai, a dat de aia sau... Când e ședința următoare? Domnul a fost semnat.